Bine v-am găsit! Tema următoarelor întâlniri este despre legătura dintre Alzheimer și stilul de viață. Este o temă mai cuprinzătoare, mai mare și o voi parcurge în trei întâlniri, trei videouri, începând cu acesta. Astăzi vom vorbi despre un posibil răspuns la această întrebare: de ce Alzheimer este denumit diabet de tip 3 și care este rolul ficatului în boala Alzheimer. Cum spuneam de data trecută, progresia bolii Alzheimer este foarte influențată de stilul de viață. Practic, Alzheimer este caracterizată de inflamație cronică și de rezistența la insulină a creierului, și acest fapt este denumit diabet de tip 3. Dar acest termen este mai mult un termen pentru cercetare, nu este propriu-zis un termen medical, deci nu este un diagnostic, nu este folosit ca un diagnostic. Însă merită să înțelegem ce este în spatele acestei denumiri și voi menționa pe parcursul acestei întâlniri câteva abordări. Și anume, diabet de tip 3 apare atunci când neuronii nu mai răspund la insulină. Insulina fiind esențială pentru foarte multe sarcini de bază, pentru memorie, pentru învățare, pentru prevenire, declin cognitiv. În creierul Alzheimer, în neuroni, există un nivel scăzut de insulină, în timp ce în afara creierului, în alte părți ale corpului, în zonele periferice ale corpului, există un nivel ridicat de insulină și un nivel ridicat de glucoză, de zahăr în sânge. Și acest lucru are loc dacă există rezistență la insulină. Diabetul creierului sau creierul diabetic, cum se mai folosește această formulare, se referă de fapt la efectele glicemiei crescute care provoacă atrofia din hipocamp, din lobii frontali și temporali, cu consecințe în pierderea memoriei, cum spuneam, în pierderea acestei capacități, să spun, de GPS a creierului de localizare în spațiu. De aceea se asociază Alzheimer cu diabet în general, cu starea chiar de prediabet, și se afirmă că au lucruri în comun, și anume rezistența la insulină. De fapt, un creier sănătos are de 4 ori mai multă insulină și de 10 ori mai mulți receptori de insulină, ceea ce înseamnă că atunci când avem, de pildă, diabet de tip 2, evident că vorbim de un deficit de insulină și ca și în cazul de rezistență la insulină. Însă, la nivelul creierului, nu se știe exact unde ar avea loc acest deficit de insulină. Se presupune că are loc la nivelul barierei hematoencefalice, această barieră sânge-creier sau în alte părți, dar ce știm cert este că ar fi nevoie de o cantitate potrivită de insulină în creier pentru a funcționa normal și corect. Mai mult, cercetările au descoperit că pe măsură ce zahărul, ce glucoza din sânge crește, se formează și așa numiții produși finali de glicare avansată, prescurtați cu acest acronim AGE, despre care am mai vorbit, de pildă, în prezentarea referitoare la cum să arătăm mai tineri. Deci acești produși finali de glicare sau glicație avansată sunt niște proteine lipicioase care se formează în consumul excesiv de proteine plus grăsimi plus carbohidrați arse la temperaturi înalte, de pildă când mâncăm prea mult
donuts sau prea mult sau carne cu zahăr, cu fel de fel de amestecuri, în barbecue-uri, în grătare. Deci acești produși de glicare, final de glicare avansată, afectează de fapt, aici este problema, activitatea receptorului de insulină și creează astfel un cerc vicios de glicemie crescută, de insulină crescută și de stres inflamator. Pe de altă parte, știm că în creier nu există vreun depozit de glucoză, deci nu se stochează glicogen, așa cum se întâmplă în ficat, de pildă, sau în mușchi, deci nu am rezerve de glicogen și atunci creierul este total dependent de glucoza din sânge. Și știm de asemenea că este și un mare consumator de glucoză, cum spuneam anterior, un mare consumator de combustibil consumă până la 20% din toată energia generată. La primele simptome de pierdere a memoriei, la primele semnale, să spun, în stare de predemență, se vorbește de pildă despre un tratament care constă chiar în administrarea nazală a insulinei, adică un spray pe care îl pulverizez în nas, insulina ajunge la creier și se constată o îmbunătățire a memoriei. Și chiar așa, simplist vorbind, se poate observa cât de direct este insulina implicată. Deci se cercetează foarte mult această legătură între rezistența la insulină și Alzheimer. Am pus în secțiunea de scriere la bibliografie mai multe articole cu link. Aș vrea să menționez două idei dintre aceste articole. De pildă, se afirmă că datele emergente demonstrează rolul esențial pentru rezistența la insulină a creierului și deficiența de insulină ca mediatori ai deteriorării cognitive și neurodegenerării în Alzheimer. Tulburările endogene specifice creierului în semnalizarea insulinei și factorii de creștere asemănători insulinei reprezintă majoritatea anomaliilor asociate cu Alzheimer. Și de asemenea se afirmă în acest articol un al doilea mecanism major de afectare cognitivă a fost legat de obezitate și diabet de tip 2. O altă abordare care reflectă această legătură dintre stilul de viață și progresia bolii Alzheimer este rolul ficatului în Alzheimer. Și pornesc de la această observație simplă. Atunci când auzim că cineva are boala Alzheimer, este oarecum comun să te gândești că Alzheimer este o problemă, o afecțiune a creierului și că începe în creier. Însă, date foarte recente sugerează că Alzheimer ar avea originea în ficat. Și explicația pleacă de la faptul că ficatul îi ajută la curățarea plăcilor de proteine beta-amiloid, astfel încât aceste proteine să nu se răspândească și în alte părți ale corpului. Aș vrea să menționez acest studiu efectuat și susținut de Institutul Național pentru Îmbătrânire din Statele Unite. Îl găsiți de asemenea la bibliografie cu link, unde se spune s-a examinat relația dintre nivelul modificat al enzimelor hepatice, deci a
funcției hepatice anormale și diagnosticul de Alzheimer prin imagistică și prin marcării lichidului cefalorachidian pe 1581 de participanți. Și s-au observat următoarele corelații legate de niveluri anormale ale enzimelor hepatice, care au fost asociate cu diagnostic de Alzheimer, cu memorie slabă, cu niveluri crescute de acumulări de beta-amiloid și tau, semne distinctive în boala Alzheimer, cu metabolismul redus al glucozei și au fost asociate și de contracția mare în anumite părți ale creierului implicate în memorie și gândire. Deci, acest studiu al Institutului Național pentru Îmbătrânire se adaugă la un mare număr de dovezi privind faptul că tulburările metabolice au un rol în boala Alzheimer. În final, studiul spune nu s-a putut stabili dacă nivelurile anormale ale enzimelor hepatice cauzează boala sau sunt de fapt o consecință. Dar noi trebuie să știm că atunci când ficatul este compromis, și acest lucru ce înseamnă? Înseamnă ficat gras, înseamnă sindrom metabolic, înseamnă ciroză. În aceste situații este mult mai dificil să scapi de plăcile beta-amiloid, care cu timpul se dezvoltă în creier. De fapt, la toată lumea se dezvoltă aceste plăci beta-amiloid. Voi reveni asupra acestui detaliu. Dar este posibil ca simptomele să nu apară o lungă perioadă de timp, 20 de ani, 25 de ani, de să fim complet asimptomatici, pentru că este un proces foarte lung, atât în progresia bolii Alzheimer, cât și în deteriorarea ficatului. Simptomele unui ficat deteriorat apar foarte târziu și semnale de ficat deteriorat ai în momentul în care degradarea ficatului este aproape maximă, este de 90%. O altă sursă, o altă abordare se concentrează, un alt studiu se concentrează pe rolul ficatului și al grăsimilor și se întreabă direct dacă Alzheimer este o boală hepatică a creierului, ca atare, cum vedeți în această imagine. Și se menționează în acest articol, nu vreau să vă agasez cu prea multe citate, dar sunt extrem de importante pentru cine este interesat. Se menționează că depozitele de beta-amiloid se acumulează sub formă de plăci în creierul unui pacient cu Alzheimer cu mult înainte ca declinul cognitiv să devină evident. Și aici se spune că generarea de depozite de beta-amiloide este un proces fiziologic normal. Acumulările lor devin problema și se explică nivelul staționar de beta-amiloid din creier este determinat de echilibru dintre producția de astfel de proteine și clearance-ul acestora, adică eliminarea lor, lichidarea lor. Spun în articol, prezentăm dovezi care sugerează că ficatul este originea depozitelor de beta-amiloid din creier și că este implicat în clearance-ul periferic al beta-amiloid circulant în sânge. Prin urmare, ficatul ar putea fi vizat pentru a scădea producția de beta-amiloid sau pentru a crește clearance-ul periferic, adică eliminarea acestor proteine beta-amiloid. Deci, în prevenția bolii Alzheimer, ar trebui să fim mult mai la curent, mult mai conștienți și să cunoaștem mai bine importanța ficatului în astfel de boli neurodegenerative. De fapt,
de la primele semne ale predemenței, de la primele semne cele mai ușoare, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să susținem ficatul. Iar stilul nostru de viață, practicat de fiecare în parte, afectează cel mai mult starea ficatului, atât în bine cât și în rău. În final, aș dori să vă indic niște surse formidabile de informare despre legătura aceasta, care deseori considerată trivială, lipsită de importanță, dar realitatea ne arată că este exact contrariu, despre legătura aceasta dintre stilul de viață și predemență și Alzheimer. Și să vă semnalez o multitudine de referințe, de publicații, de cărți și de documentare, de evenimente online, dar mai întâi vă specific aceste cărți care au fost traduse în limba română. Sunt de asemenea și cărți de autori români, cum le vedeți grupate aici. Toată această bibliografie o puteți găsi prin căutare după titlu. Sunt foarte disponibile pe Elefant, pe Libris, pe libreria.net, dar am pus și eu link în descriere. De asemenea, sunt oarecum surprinsă să constat, întâmplarea face ca în aceste zile, absolut o coincidență nesperată, în aceste zile să ruleze în reluare un documentar foarte util pentru cei care se confruntă cu primele semne ale predemenței, ale demenței, cu care se confruntă în familie cu Alzheimer. Deci, întâmplarea face să ruleze acest eveniment online care se numește Trezirea din Alzheimer. Rulează exact în această perioadă. Primul episod a început ieri, joi, deci rulează în perioada 9-20 decembrie 2021. Regain Your Brain se numește, recâștigă-ți creierul. Primul episod a fost aseară, dar este un episod introductiv. Fiecare episod are cam o oră. Eu m-am înscris și cine dorește să-l urmărească se poate încă înscrie să vadă toate aceste interviuri extraordinar de dinamice și de pline de conținut. Acesta este linkul, îl aveți și în descriere, primul de la resurse. De asemenea, aș vrea să vă arăt planul interviurilor pe care eu l-am primit aseară, inclusiv cu autori americani ale căror cărți sunt deja traduse la noi. Deci se discută cu autorii cărții Sfârșitul Alzheimerului, doctorul Dale Bredesen și doctorul David Perlmutter, autorul cărții Grain Brain și Brain Maker, dar și cu mulți alți medici implicați direct în practica și în cercetarea bolii Alzheimer. Și pe parcursul întâlnirilor viitoare voi menționa foarte multe idei din aceste interviuri cu zeci de medici care lucrează direct cu pacienții cu Alzheimer. Și de asemenea aș vrea să vă menționez cel de-al doilea documentar care a rulat acum 3 ani, se numește Broken Brain. E un docu-serie, series, cum se numește, coordonat de medicul Mark Hyman,
care și astăzi are disponibil pe pagina sa de internet, drhyman.com. Cum vedeți în imagine, o succesiune întreagă de podcasturi urmare a acestui documentar, în care vorbește foarte extins despre Alzheimer și legătura cu stilul de viață, cu 50 de medici și experți în nutriție, dar ce este important este faptul că eu am văzut aceste două documentare acum 3 ani, când nu știam că voi ajunge să deschid acest canal de YouTube, dar din fericire eu am luat notițe acum 3 ani și pe baza acestor notițe aș vrea să vă prezint în următoarele două întâlniri câteva concluzii privind legătura dintre stilul de viață și Alzheimer, deci efectiv ce recomandă acești medici, deci un rezumat extrem de selectiv, și în celălalt video să vă prezint cele mai eficace remedii și cei mai indicați nutrienți în predemență și în Alzheimer. Dar până atunci, până la întâlnirea viitoare, insist și cine este doritor se poate înregistra pe Regain Your Brain pentru o experiență cu totul inedită despre cum este analizată și cum este tratată această boală Alzheimer. Mulțumesc, la revedere!